Ploaia abundentă și vântul puternic din noaptea de 11 spre 12 iunie au făcut prăpăd pe unele străzi din municipiul Soroca, potrivit primăriei cele mai afectate zone fiind sectorul ca și sectorul numărul 3. Potrivit autorităților, toate serviciile gospodărești din oraș continuă intervențiile pe teren în scopul înlăturării consecințelor ploii torențiale. Serviciul de amenajare și înverzire lucrează la deblocarea drumurilor, curățarea grilajelor, canalizării pluviale și la salubrizarea străzilor. Autoritățile îndeamnă cetățenii să dea dovadă de prudență la traversarea locațiilor unde intervin serviciile municipale. Meteorologia anunță la Soroca pentru această noapte cer fără precipitații, însă joi și vineri revin aversele cu descărcări.